cezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. In this verse we hear an encouragement about how we should teach God's word, the Bible. În versetul acesta vedem o încurajare despre cum ar trebui să împărtășim cuvântul Domnului. We heard before from Brother Adi about the sword of the Spirit, which is the word of God. Am auzit la fratele Adi înainte despre sabia Duhului, care este sabia Domnului. And in this passage as well, we read how we need to be wise in the way that we use God's word. Și în acest pasaj citim că noi trebuie să fim înțelepți în modul în care folosim cuvântul Domnului. As the verse says, to be a workman who does not need to be ashamed and who correctly shares the word of truth. Cum zice versetul, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine. And perhaps you have had some people working in your house. Maybe you had some builders come in. Poate ați avut persoane care au lucrat la voi în casă, probabil persoane care au venit să construiască. And sometimes they start very hard working. Și probabil la început sunt foarte harnici. They do a great job to start with. Încep bine, fac o treabă bună la început. But then they get busy with other jobs. Dar după devin ocupați cu alte slujbe. And they forget to clean up all the mess which they've made. Și uită să curețe mizeria pe care au făcut-o. And everything looks good, but later you discover there is some problems with the work. Și totul este bine, dar după mai târziu descoperi că este o problemă cu munca, ce s-a făcut. But what a difference it makes when you have a good builder. Dar ce diferență face când ai un om care construiește bine? Who is reliable, who uses the right tools. Pe care te poți can faithful. Pe care te poți baza. And their work is really really high quality. Și munca lor este de calitate foarte mare. So we read here again verse 15. Deci citim aici din nou versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Now, first of all, this is about people who are preaching God's message. În primul rând, acest verset este pentru persoanele care împărtășesc cuvântul Domnului. And we do not want to be ashamed on the day that Jesus returns. Și noi nu vrem să ne fie rușine când în ziua în care vine Domnul Isus. But we want to handle carefully the Bible, to explain it carefully and well. Dar noi trebuie să folosim Biblia cu grijă și să avem grijă cum vorbim. Just as we heard, just like a soldier has skill with their sword, cum un soldat se pricepe cu sabia lui, so we want to be talented in building, in sharing the word of truth. Noi trebuie să fim talentați în a construi și a împărtăși adevărul. Or maybe better than talented to say to be faithful. Sau mai bine decât să zicem talentați, să fim credincioși. No, you might say, well, I don't really preach the Bible to many people. Acum poate zici, eu nu prea spun din Biblie la alte persoane, nu prea predic. But probably all of us have some way in which we can share the message with other people. Dar sigur există o modalitate în care fiecare dintre noi putem să împărtășim Biblia cu alții. Maybe it's in our family. Poate este în familia noastră.
Maybe it is with our friend at work. Poate este cu prietenul nostru de la muncă. Even in our prayers, sometimes we can share something of the Bible's truth. Și în rugăciunile noastre putem să împărtășim ceva din adevărul cuvântului. And there are many other ways, of course, in which we can serve God. Și desigur că sunt și alte metode în care putem să-L slujim pe Domnul. Whatever it is, whether we are helping others, whether we are giving, whether we are teaching. Și în orice mod în care facem, fie că ajutăm pe alții, fie că predicăm, whatever we may be doing, orice am face, we want to do it based on the word of truth. Noi vrem să facem bazându-ne pe cuvântul adevărului. So, reading onwards, we're going to read from chapter 3. Vom citi de la capitolul 3 în continuare. From chapter 3 verse 14. Capitolul 3 versetul 14. To chapter 4 verse 5. Până la capitolul 4 versetul 5. Versetul 14. 14. Okay. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credință în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin. Paul here knows that his time as a worker is coming to an end. Pavel aici știe că timpul lui ca un lucrător se va sfârși. And as he's in prison, he believes that he will not escape from prison this time. Și este în închisoare și el crede că nu va scăpa din închisoare de data asta. So like a good worker, he teaches his helper Timothy to be ready to continue building. Deci ca un lucrător bun, el învață pe ajutorul lui, pe Timotei, să lucreze în continuare. And so we see two things here. First, we should continue strong in the Bible's teaching. Vedem câteva lucruri aici. Primul e trebuie să fim puternici în învățătura. Can you repeat that? Yeah. În învățătura cuvântului. That's right. So, firstly, we should continue strong in the Bible's teaching. And second, we should continue to support the Bible's teaching. Și al doilea, ar trebui să continuăm să suportăm învățătura Bibliei. So firstly, we are to continue strong in the Bible's teaching. Deci, în primul rând, trebuie să continuăm puternic în învățătura cuvântului. There is a warning in chapter 3 and verse 13. Este o avertizare în capitolul 3, versetul 13. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. It was a time when people no longer cared about truth. Era un timp în care oamenilor nu le mai păsa de adevăr. And when people would say whatever would make others feel good. Și alții spuneau ce îi făcea pe alții să se simtă bine. But Timothy was to be different. Dar Timotei trebuia să fie diferit.
as we read in verse 14. Cum citim în versetul 14. Dar tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și pe care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. In other words, continue strong in the message which he had heard. În alte cuvinte, să continue puternic în învățăturile pe care le-a învățat. Many people have gone away from this gospel. Multe persoane s-au îndepărtat de la această învățătură. They say you need to do whatever makes you feel good. Ei spun că tu trebuie să faci ce te face pe tine să te simți bine. Or some people, like in the Disney film, they say do whatever fulfills your dream. Sau alții spun, cum e într-un film Disney, să faci ceea ce îți îndeplinește visul, să îți îndeplinești visul. And still other teachers say that the Christian life is like choose your own. It's in the Christian life you can choose the bits you like, but leave the bits which you don't like. Și cum alți învățători zic în viața creștină că poți să-ți alegi ce îți place din viața aceea și atâta. They think it's like a canteen where you choose your favorite parts and leave the bits you don't like. Ei zic că este ca la o cantină în care poți să iei ceea ce îți place și să lași pe deoparte ce nu-ți place. But Paul warns us to continue in what we have learned. Dar Pavel ne avertizează să continuăm în ceea ce am învățat. He knew, Timothy knew, from whom he had learned this gospel. Timotei știa de la cine a învățat acest cuvânt. He knew that Paul was a good builder. El știa că Pavel era un lucrător bun. Timothy had seen how Paul kept on working for God, even in very hard times. Timotei a văzut cum și în timpuri grele Pavel lucra pentru Domnul. And for us too, we can look at, as Brother Adi said, we can see the lives of people who teach us. Și pentru noi putem să vedem, cum a zis fratele Adi, viețile altora care ne învață. And we see how God's word has changed their lives. Și putem să vedem cum cuvântul Domnului le-a schimbat viața. Please do pray for those who teach, because we need God's help to be faithful. Vă rog, rugați-vă pentru cei care predică, care învață, pentru că avem nevoie ca Domnul să ne îndrume. But Timothy didn't just learn from Paul. Dar Timotei nu a învățat doar de la Pavel. He also learned from godly people in his family. El a învățat și de la oameni evlavioși din familia lui. His grandmother Lois helped him. Bunica lui Lois l-a ajutat. And his mother Eunice. Și mama lui Eunice. They had taught the Bible's message. Ei l-au învățat mesajul Bibliei. And so Paul says, continue in what you have learned. Deci Pavel spune, continuă în ce ai învățat. And as we read in verse 15. Și cum citim în versetul 15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credință în Hristos Iisus. Maybe you have some time with your grandchildren. Poate tu ai puțin timp cu nepoții tăi. Or maybe you have some time with grandchildren of a friend. Sau poate ai puțin timp cu câțiva nepoți ai unui prieten. Or perhaps you work in a school. Sau poate lucrezi la școală. You too can make such a difference. Și tu poți să faci o diferență.
Maybe you have an opportunity to teach the Bible to a child. Poate ai o oportunitate, să înveți, să împărtășești Biblia cu un copil. Or to give them a Christian book. Sau să le dai o carte creștină. You never know who that child will become. Tu nu vei ști niciodată cine va deveni acel copil. Lois and Timothy's family never realized how much he would do for God. Lois și Eunice n-au realizat cât de mult Timotei va face pentru Dumnezeu. But they were faithful workers too. Dar ele au fost lucrători credincioși. And they were wise in how they used their tool, the word of God. Și au fost înțelepți în cum și-au folosit uneltele pentru Dumnezeu. What a powerful tool we have. Ce unealtă puternică avem. Sometimes you can feel good when you have the right equipment. Uneori te simți bine când ai echipamentul potrivit. Maybe you have a really good chainsaw. Poate ai o drujbă foarte bună. Or maybe it's made by a Bosch or some company is you think this is going to be good because it's made by the right people. Sau poate este făcută de o anumită companie și tu te gândești, este bună pentru că este făcută de oamenii potriviți. And for us, yes, we have the sword of the Spirit. Și pentru noi avem sabia Duhului. We have the tool which God has given us. Avem unealta pe care Dumnezeu ne-a dat-o. In his precious word. În cuvintele lui prețioase. And we see this what this is able to do. Și vedem ce poate să facă. Versetul 15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. What a wonderful thing that the Bible gives us salvation as we read it, as we trust in Jesus. Ce lucru minunat că Biblia ne dă mântuire și salvare. And the Old Testament as well is so precious. Și Vechiul Testament la fel este prețios. At the time when Paul was writing, they didn't have the whole of the Bible. La timpul în care Pavel scria aceste scrisori, ei nu aveau toată Biblia. At least it wasn't nicely together, like wasn't all together in one book. Cel puțin nu erau toate compilate într-o singură carte, cum avem noi. So may we also treasure the Old Testament. Deci, să prețuim și Vechiul Testament. And see how it's able to make us, how it points us towards the Savior Jesus. Și să vedem cum ne îndreaptă spre Salvatorul nostru, Domnul Iisus. The Bible is powerful. Biblia este puternică. And it has so many uses. Și are așa de multe utilizări. As we read in verse 16 and 17. Cum citim în versetul 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Some tools can do many things. Unele unelte pot să facă multe lucruri. You could give example of a computer. Aș putea să dau un exemplu despre un computer. Or even a phone. Sau poate și un telefon. And the Bible is a tool which can achieve so many things. Și Biblia este o unealtă care poate să îndeplinească așa de multe lucruri. Yes, it can teach. Da, poate să învețe. But also it can rebuke us, tell us when we're going the wrong way. Dar și ne poate mostra, să ne zică când ne ducem într-un loc greșit. A good teacher won't just say everything is fine, but they will tell us when we're doing something wrong. Un bun învățător nu ne zice că totul este bine mereu, ci ne mai și zice când este greșit. So how do
you respond when the Bible's teaching is hard for you? Deci, cum răspunzi când învățătura Bibliei este grea pentru tine? Do you ignore it or do you consider it? O ignori sau o consideri? And receive it for yourself. Și o primești pentru tine. The Bible is also useful for correcting. We read here. Biblia este utilă și pentru a corecta. Citim which verse? Verse 16. În versetul 16 să îndrepte, zice. Again, we need humility to allow the Bible to correct us. Avem nevoie de umilință ca Biblia să ne corecteze, să ne îndrume. The world is always taking us down another track. Lumea mereu ne îndreaptă pe un alt drum, pe un alt loc. Maybe it's from the television's point of view, the newspaper's point of view. Poate este din punctul de vedere al televizorului, din punctul de vedere al ziarului. Yes, they have some good things, but they also have an agenda. Often it is going away from the gospel. Da, de câteodată mai au și lucruri bune, dar de multe ori au și o agendă care ne îndreaptă pe un drum greșit. So we need to reprogram ourselves. Deci trebuie să ne reprogramăm. So that we are led by the scriptures. Ca noi să fim îndrumați, îndreptați de Scriptura. And what a wonderful promise in verse 17. Și ce promisiune binecuvântată este în versetul 17. Pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. So, firstly, we are to continue strong in the Bible's teaching. Deci, în primul rând, trebuie să continuăm puternic în învățătura cuvântului. And second, we are to continue to support the Bible's teaching. Și în al doilea rând, să continuăm să suportăm învățăturile Bibliei. Să susținem. Susținem un cuvânt mai bun. And now Paul is like the leader, he's like a general who is talking to the soldiers. Și acum Pavel este ca un lider, ca un general care vorbește soldaților. And he gives us this command. Și ne dă această comandă. In verses 1 and 2. În versetele 1 și 2. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Sometimes we want Bible teachers to be gentle and kind. Uneori vrem ca învățătorii Bibliei să fie miloși și cu blândețe. And not to challenge us. Să nu ne provoace. And sometimes the people teaching, they want to be popular. Și uneori persoanele care învață vor să fie populari. But here we see whose opinion really matters. Dar aici vedem a cui opinie este importantă cu adevărat. That it is God and Jesus who will judge. Este Dumnezeu și Domnul Iisus care vor judeca. It is Jesus who will return. Este Domnul Iisus care se va întoarce. And he is the one whose opinion matters. Și el este cel a cărui opinie este importantă. So may we support Bible teachers who are faithful to this message. Deci fie ca noi să sprijinim învățătorii Bibliei care ne învață. Even if maybe they don't have the most interesting style. Chiar dacă ei nu au un stil foarte interesant. Even if they don't have the best clothes and the best way of teaching.
Chiar dacă ei nu au cele mai bune haine sau cea mai bună metodă de a învăța. Even if we've heard them 100 times before. Chiar dacă i-am auzit de 100 de ori din nou. The most important thing is that they are faithful to the message of the scriptures. Cel mai important lucru e că ei sunt credincioși mesajului Scripturii. Do you believe that God is speaking through them? Crezi că Do you believe that God is speaking through them? Crezi că Dumnezeu vorbește prin ei? If they are teaching the message faithfully. Dacă ei predică cuvântul credincios. If they are using this tool correctly. Dacă folosesc această unealtă corect. If they are holding the sword of the Spirit. Dacă ei țin în mână sabia Duhului. Then may we listen as we listen to God. Deci fie ca noi să ascultăm cum ascultăm de Dumnezeu. May we support them and pray for them in their work. Fie ca noi să-i sprijinim în rugăciuni și în lucrarea lor. Because we know, as it says in verses 3 and 4, deci, that it's hard for their culture. Deci noi, fiindcă noi știm, cum zice în versetul 3 și 4, că este greu, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gădi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. In this world, many people will turn away from the gospel. În această lume, multe persoane își vor arăta spatele Evangheliei. But may we continue to support the teaching of the gospel. Dar fie ca noi să sprijinim învățătura cuvântului. In our giving, in our prayers, and in our life. În ofrandele noastre, în rugăciunile noastre și în viețile noastre. Jesus is the great builder. Domnul Iisus este un om care construiește foarte bine. He says, I will build my church. Și el zice, îmi voi construi biserica. And he uses us and he uses the Bible to continue that great work. Și el ne folosește pe noi și Biblia pentru a-și continua lucrarea. May God help us all. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. In the power of the Holy Spirit. În puterea Duhului Sfânt. To share the word of God with others. Ca noi să împărțim cuvântul Domnului cu alții. Amen. Amen.